Vrei să-i faci o declarație de dragoste, te reține? Nu m-ați întrebat. Nu, da, văd că nu te oprești. Poți continua. Păi zi mai multe dacă vrei. Mai ai ceva să spui? Atât, gata. Atât? Da. Sigur? Da. Deocamdată. Ionuț, ce găsești sexy la Larisa? Ce-ți place? Mă ridic? Nu, te cunosc foarte bine. Mi se pare că atitudinea e sexy. Ea ca persoană e o persoană atrăgătoare, adică se face vizibilă foarte ușor. Și asta mi-a atras atenție. Mulțumesc frumos. Zi, mă, și tu nu vezi ce ochi frumos și are? Mi-a zis. Vrei să zic așa de televizor, cum ai zis tu, Lukinga? Da, îmi place când gândești. Mersi mult. O ocazie nu fie. Te pup. Vezi? Da. Nu mai. Sorin, găsești ceva sexy la Natalia? Mai găsești ceva sexy la Natalia? Mai găsești. Place talia, bustul. Pietricica de pe dinte? Nu-mi place. Place? Nu. Și părul. Și părul. Natalia? Da. În trecut, până să te superi, ce găseai sexy la Sorin? Da, Andrei. El este sexy. Tot. Wow, bun. Tot. Ce-ți place de tot? În fiert. Păi... Tu zi-o pe corpul e mare, e înalt, e... Te simți așa micuță. Mare nu văd așa mare. Nu, no, deloc. Și asta consider că e sexy. Foarte frumos. Ia să văd ce v-a mai scris Dragoș pe bilețele. Mie mi-a scris Dragoș senzuală și misterioasă. Senzuală? Da. Este, femeie senzuală, da. Și misterioasă. A, deci l-ai făcut așa o scurtă caracterizare? Da, da. Părerea mea, două cuvințele. Nu e cam mult senzuală? Nu. Nu e deloc mult. Chiar te atrage vreun fel? E chiar decent. Te atrage vreun fel pe tine? M-a atras în trecut, n-am vrut să o cunosc. Eu, dacă mi se pune o barieră, nu mă mai atrage femeie. Și ți s-a pus o barieră? Am avut o discuție. Am vorbit, din care reieși faptul că nu putem să continuăm în cunoaștere. Și atâta tot. Grațielei ce ai scris? Ce frică. Ia citește, Grație. Latino și grațioasă. Grațioasă. Cred că aici n-ai avut inspirație, te-ai luat de la... Nu, m-am legat de nume și am vrut să... Asta zic, te-ai luat de la nume. Ce să-i mai scriu tare? Latino ca ai tenul mai creolin, mai... I-am dat seama. Da. Trăiască solarul. O să nu sunt mai creolă despre el. Ce mai avem? Cu ei mai scris? Larisa, ce ți-a scris? Isteață și transparentă, mi-a spus mie. Foarte frumos. Și știam asta, mi-a mai zis. Mie mi-a spus inteligentă și frumoasă. Bun. Place că nu te-ai repetat. Nu. Da, deloc. Deloc. Foarte interesant. Ionuț. Da. Ce găseai sexy la Kinga în trecut când ți-a plăcut? Nu, ce să dezgrupăm. Să vă spun sincer. De o persoană care îmi place, nu mă atrage sexual, să zicem. O persoană care îmi place cu adevărat nu mă atrage, nu am filme cu ea. Kinga nu a fost vorba de o atracție de genul ăsta, a fost vorba doar de simpatie și simpatie emoțională mai mult, atât. Ceea ce a privit-o pe ea, atât. În rest, nimic altceva. Nu sunt genul de băiat care se uită după forme. Dar la Larisa, da. Există această atracție? La fel. La fel? Nu sexuală. Sau... Nu fizică. Nu fizică. Nu mă uit după corp, sincer vă spun. Adică, chiar am simțit-o pe Larisa că am ce discutat cu ea, am simțit-o că e atrăgătoare prin felul de a fi, nu mă uit după forme, nu mi se pare că e importantă chestia asta. E bărbat, nu? Ionuț. Trebuie la moment, clar, dar nu... Interesează și lucrurile astea, nu la o femeie. Clar, dar toate femeile în felul lor sunt atrăgătoare și sexy. Însă n-am pus accent pe asta în privința lor, momentan. Ia râs că pe ambele le-ai probleme la lavalieră, la Kinga. Ai claxonat, Kinga? Nu, îi zici că e șoricel. Mă, dar înainte, adică când ai văzut-o la vizual prima dată, ce s-a plăcut la ea? Nu, la Larisa. Ochii, părul, nasul, gura, mâna... Nu, acum vorbim din punctul ăsta de vedere, fizic, mă rog. Exact. Fizic la Larisa îmi plac ochii ei.
Îmi plac, îmi place și fundul ei, e frumos. Gândește la suflet, nu la fizic. Picioarele. Și aspectul, cum arată ea, total, îmi place ea ca persoană. Nu știu, n-am ceva special. Nu. Deci nu mergi după atracția aia fizică. Nu, nu. Mergi după altceva. Ce-mi transmite privirea ei, ce-mi transmite sentimentul. Eu cred că mai mult e un pachet complet pentru Ionuț, așa merg o privești. După ambele. Da. Atât interior cât și exterior. Nu e interesat de atracția corporală. Pentru că poate oricum le-a găsit de prima pe amândouă. Dacă mă apuc să spun chestii de jos, ai prea pompos pentru ceea ce simțim acum. Eu... De aceea sunt și rezervat. Pentru care dintre ele ai avut o atracție fizică mai puternică? Larisa. Și cum puteai să te îndrepți spre Kinga în timp ce o plăceai? Am descoperit-o pe parcurs asta. N-ai treabă. Kinga, tu degeaba te iei cu mine, că te iei degeaba. Dar nu mă iau. Înainte am vrut să mă iau, dar m-am abținut. Deci abține-te că nu vreau să mă iau cu tine. M-am abținut, adică tu când faci dragoste cu o fată, te uiți la sufletul ei, nu știu, în timpul ăla, nu știu, nu la fi. Kinga, eu am avut numai fete frumoase lângă mine, să știi. Nu mi-am făcut griji. Păi și te-a atras fizic, nu sufletești. Nu mi-am făcut griji de aspectul fizic, crede-mă. Am un standard pe care mi-l mențin. Păi și fetele frumoase arată bine, doar nu sunt. Păi de eu n-am avut fete urâte, nu pot să zic că sunt frumoase urâte, dacă n-am avut fete urâte. Sunt frumoase. Poate ajuns Kinga, la tu te ocupi de competiții și care îți în felul în care arăți, nu trebuie să faci, arătăm la fel ca și să faci sală să arăți bine. Da, Andreea, vă spun sincer, Kinga, eu nu vreau să o rănesc pe Kinga, nu vreau să-i zic nimic rău. Kinga nu e genul meu de fată, în primul rând, nici aspectual, nici acum că am cunoscut-o cu adevărat, nici mental. Da. Când sunt nu e, am descoperit-o pe parcurs. Adică te-ai legat de Kinga doar ca să intri în casă? Poftim? Te-ai legat de Kinga doar ca să intri în casă? Și ai liniștită că era pe listă. Deci mare emblemă tu, Kinga. Da, e emblemă. Da, te pun în piept. Da, așa trebuie, da. Vezi, mă fac să mă iau de tine, Iura, și nu vreau să mă iau de dar tine. Dar nu te iei de mine, că ți-e tare dragă. Nu, ești o mare falsă, Kinga. Dar nu iau nimic în serios. Urmărește tot ce ai vorbit despre mine peste tot. După, urmărește tot ce ai vorbit despre mine peste tot. Și după aia vezi dacă mai ai curajul să mai bagi în seamă, te rog frumos. De ce am vorbit? Păi, urmărește, stau să-ți zic eu ce ai vorbit tu. Ai vorbit cu gura ta și cu creierul tău. Dar nu urmăresc emisiunea, nu ajunge timp. Foarte rău când urmăresc emisiunea. Păi nu, sunt prea ocupat. Controlează-ți vorbele și gesturile în ceea ce mă privește câteodată. Și atunci o să primești din partea mea căldură. Altfel dar eu nu pot să anume? Căldură unui om care nu mă halește. Atunci voi aștepta să primesc căldură dacă tot vorbim de căldură. Păi eu nu ofer căldură, eu ofer căldură persoanei care îmi place și cu care vreau să comunic. Păi da, dar acum ai spus altceva în urmă cu 30 de secunde. Doamne, Andreea, sport, vorbește mai urât de mine, vorbește, n-am ce să unde? Vorbesc. Unde? Unde? În emisiunile care au trecut, am văzut. Ce anume am vorbit? Ce te-a deranjat? Și cel puțin atunci... Ce nu ți-a plăcut? Păi n-ați văzut atunci reacția ei din gală, că am câștigat eu și asta. Asta m-a convins că femeia nu e reală. Asta m-a convins. Aua. Sincer. Adică mai avea puțin și plângea că am câștigat eu. Hai, eu nu exagera. Eu nu-ți exagerez. Nu exagerez deloc. Eu am făcut o mică paranteză pentru veterani, atât. Kinga, nu exagerez deloc. Crede-mă, m-ai convins ce fel de persoană ești și nu mă interesează prezența ta. Da, ok, sim. Bine. Mulțumesc. Te iert. Alte lucruri? Alte lucruri nu. Eu am crezut că e o persoană bună, dar mi-a demonstrat. Adică sunt o persoană rea? Da. Păi dacă sunt o persoană rea... Da. De ce ieri ai spus că, nu știu, nu vrei să mă rănești pe mine? Pe dacă... Păi da, încerc să te protejezi, că ești o fată probabil instabilă câteodată sunt și rea. Nu vreau să mă leg de tine. Păi sunt rea. Ce să protejezi? Poftim? Sunt rea. Bipolară puțin.